au gândit să-l sacrifice pe Mircea Joană, ca în același timp să-l pună un pic la respect și pe domnul Ponta. Că acest mic Titulescu și-a cam luat-o în cap, el împreună cu Șovar a început să spună că taie și spânzură în PSD. Până la urmă, dacă ești un partid de stânga, așa cum susține PSD-ul că ar fi un partid de stânga, nu-ți nenorocești proprii oameni. Că până la urmă acest Mircea Joană este un om de imagine. Este un diplomat. Nu putem să spunem că Mircea Joană este, că l-a făcut Iliescu prostănac, chiar este într-adevăr cel mai prostănac. Că a gafat, că s-a dus la vântul, s-a scăldat în piscină înainte de întâlnirea cu Băsescu. Probabil nu a avut și el un consilier care să-i spună: bă, stai, n-ai bani, încuiete în casă și ieși mâine pe lumină doar cu mine de mânuță. Aici știa că e urmărit.